puteți să ne spuneți cum se prezintă acest buget? Acest buget l-am votat ieri, pe data de 13, exact cum a spus dumneavoastră. Avem suma la buget de 37 de miliarde 05. Bugetul se compune în primul rând de funcționarea primăriei, asta înseamnă salarii și asistență socială și indemnizații și tot ce avem noi la primărie. Iar restul de bani pentru care i-am prevăzut la investiții, avem următoarele investiții la ora actuală care trebuie să ne apucăm să le încheiem. Avem terenul de mini-fotbal de la Vălei, care mai avem ceva de dat bani, dar puțin, 40.000 de lei și să încheiem cu el. Mai avem pe situații de urgență cele două poduri, unul la Vălei, unul la dealul Radului, mai avem de dat 50.000 de lei. Avem la apă, anul acesta, prevăzut 200.000 de lei, adică 2 miliarde de bani vechi, ca să continuăm la ce avem în deal la aducțiune și să punem apometre la toate familiile din comuna Sălătruc. Avem de făcut strategia, care trebuie neapărat să o facem, că fără strategie... Până în 2027. Nu, da, 2027 nu putem să mai facem proiecte. Avem podul de la Bocănita, care mai avem de dat 11.000 de lei pentru că diferență de anul trecut și mai avem ceva lucrări acolo încă o bucată de asfalt de asfaltat, o bucată de teren. Avem pe strada linie de dat 15.000, pe Poiana 5 Reșului 15.000, pe drumuri 13.000. Avem proiectul de drum care s-a executat în comuna Sălătruc, e vorba de cei 5,6 km și nu aveam proiectarea plătită, o plătim și proiectarea și mai avem 80.000 de lei care i-am dat la școală. Astea sunt toți banii noștri care sunt pe investiții pe anul 2021, 565.000 de lei.